în contextul pericolului epidemiologic apărut în țara noastră în ultimele luni, inspectorii sanitari veterinari și pentru protecția animalelor au efectuat zeci de controle în exploatații și târgurile de animale pentru a se asigura că fermierii respectă măsurile specifice de protejare a animalelor. În urma verificărilor, în Mehedin s-au aplicat amenzi în valoare de 13.600 de lei. Ne raportăm aici numai la canicula care a fost sau și sperăm să nu mai fie în perioada următoare, dar și pentru a preveni uh, extinderea, așa cum ați văzut de multe ori pe presă în ultima perioadă, a peste micilor umegătoare, boală ce evoluează la noi în România, uh, din păcate, dar uh, se încearcă ca extinderea ei să fie uh, stopată. Dacă ne raportăm la aceste controle, controle care au fost efectuate în ultima lună la exploatațiile de ovine din județ, deci crescători de uși de capre, da, s-au făcut mai multe controle, uh, au fost sancționate 13 uh, uh, crescători de ovine. Uh, avem o sumă totală de 13.600 de lei. Uh, asta în, uh, pentru nerespectarea condițiilor privind uh, identificarea, deci lipsa crotalierii animalelor. Autoritățile sunt în alertă și verifică transporturile și circulația animalelor pentru prevenirea îmbolnăvirii acestora după apariția pestei micilor rumegătoare.